Bună seara și bun găsit la Pulsul Zilei. Discutăm astăzi despre un proiect Interact Cetate Arad. Este vorba despre Meet the Future. Ne avem alături pe invitații noștri Alexandra Biriș, președinte Interact Cetate Arad. Bună seara! Bună seara! Și Silviu Șoit, vicepreședinte Interact Cetate Arad. Bună seara! Eu, la început de emisiune, aș dori totuși să vorbim puțin despre activitatea voastră în Interact Cetate Arad. Este important să tragem atenția comunității locale. Ce faceți voi pentru ei? De ce ați aderat la această idee, ce vreți să faceți voi pe plan personal. Mai apoi să mergem puțin prin activitatea pe care ați desfășurat-o și să ajungem la proiectul respectiv. Așadar, Alexandra Biriș, povestește-ne despre activitatea în Interact Cetate Arad. Cum a început ea și ce înseamnă ea pentru tine? Interact Cetate Arad a devenit pentru mine o familie. Deja suntem foarte apropiați, am ajuns să ne cunoaștem foarte bine între noi și să creăm legături strânse. Și deja a devenit distractiv să mergem la ședințe, să facem proiecte și ne axăm cel mai mult pe proiecte educative pentru elevi. Grupul nostru țintă sunt elevii de vârsta noastră, dar facem și proiecte caritabile, bineînțeles, și culturale. În afară de asta, cât de dificil este pentru un elev să facă activități extrașcolare de genul acesta? Adică mai rămâne timp de așa ceva? Nu mai rămâne foarte mult timp. Dar timpul acesta a rămas, e important să fie folosit în beneficiul nostru. Și consider că Interact Cetate Arad îmi oferă oportunitatea de a-mi dezvolta anumite calități. Silviu Șoit, ce înseamnă Interact pentru tine? Cum a început această poveste? Să facem o scurtă istorioară, să-i spunem așa. Personal, consider că Interact, pentru orice interactian care ajunge să ia contact cu o organizație de tipul ăsta, este o experiență care, chiar dacă sună clișeic, reușește să-i schimbe viața din multe puncte de vedere. Pentru că reușește să-l dezvolte foarte mult, atât pe plan personal, ajunge să-și creeze anumite abilități, să deprinde anumite tehnici și reușește și să-i satisfacă o nevoie mai umană, ca să spunem așa, de ajutorare și de implicare în comunitate. Și de asta cred că activitățile de genul pe care noi le desfășurăm la Interact sunt fascinante. Vorbim foarte mult despre dezvoltare personală în zilele noastre, dar ce înseamnă exact acest lucru? Adică faptul că poți să discuți direct față în față, de exemplu cu un angajator sau cu un om dintr-o structură superioară, sau mai exact ce înseamnă, cum ajungi să te dezvolți personal într-un astfel de grup? Exact. Noi, elevii, nu avem foarte mult contact cu lumea reală, profesională. De asta am și introdus Meet the Future. Nu știu, eu până să vin în Interact, nu am știut ce înseamnă să semnez un protocol de colaborare, nu am știut ce înseamnă să merg să discut proiecte, să prezint proiecte. Mi-am dezvoltat foarte mult și capacitatea de a socializa, de a vorbi cu oamenii, de a-mi expune punctul de vedere și de a mă ține de el. Ok, să trecem acum la acest proiect Meet the Future. De unde, până unde, pentru cine este destinat și cum v-ați implicat voi în acest proiect? Ideea proiectului a fost de a aduce copiii mai aproape de realitate, tocmai din această lipsă, și am vrut să facem proiectul acesta pentru copiii din școlile teoretice, pentru că aici observăm o lipsă de practică și nu se prea face practică pe meserile care le-am ales noi acum și pe domeniile care le-am ales acum. De exemplu, rare ori vedem copii care se meargă în spital sau la o televiziune sau la un ziar să facă practică. Asta a fost ideea, așa a început și vrem să le ținem de ea. Aportul tău în acest proiect, ce ai organizat sau la ce ții tu personal din proiectul acesta? Totul a început în momentul în care stăteam cu Alexandra într-o pauză și vorbeam despre necesitățile sau lucrurile pe care sistemul educațional în momentul de față nu ni le oferă. Stăteam și ne gândim nouă ca și elevi ce ne-ar plăcea să facem astfel încât să putem să ne dezvoltăm. Și în momentul ăla ne-am dat seama că nu suntem neapărat siguri pe viitoarea carieră pe care am vrea să ne o alegem, tocmai datorită faptului că nu știm concret ce reprezintă cariera respectivă și că aflăm din școală doar la un nivel pur teoretic ce putem să facem dacă dorim să devenim un avocat, un judecător sau un medic, și pur și credem că prin proiectul ăsta am reușit să apropiem cumva elevii de această parte practică pe care sistemul în momentul de față nu o asigură. Chiar așa. Cum e la școală? Adică noi aici auzim de la politicieni, de la oameni din administrație, cum că sistemul educațional se reformează. Dar voi sunteți beneficiarii acestui sistem educațional și expuneți aici niște probleme care sunt importante ca și feedback pentru oamenii care e posibil să ne asculte și cu siguranță o vor face.
știu, care sunt nemulțumirile mari. Una a fost cu practica. Da? Da. În rest, cum rămâne? Ce fel de feedback puteți voi să dați acum în momentul de față despre ceea ce învățați la școală și cum vă pregătiți voi pentru viață când ieșiți de pe băncile școlii? Tocmai asta e problema, că în școală nu suntem foarte mult pregătiți pentru problemele de care o să ne lovim mai departe. De asta și proiectele care le facem noi. Și consider că mulți elevi ar trebui să ia atitudine în legătură cu această problemă, pentru că dacă noi nu schimbăm, nici nu putem să cerem de la altul să ne schimbe. Și consider că asta ar fi cea mai mare problemă, faptul că încă nu ne dăm seama că noi trebuie să pregătim copiii pentru viață, nu numai să ne punem anumite targeturi, să luăm examenul respectiv, pentru că după ce luăm examenul respectiv, ce facem? Trebuie să vedem exact care sunt problemele de care ne lovim și să fim pregătiți să le înfruntăm. Voi v-ați gândit deja, știu, e greu să te întreb despre cum se conturează viitorul tău, dar există vreo direcție pe care dorești să mergi? Vezi deja ceva în ceea ce privește cariera ta? Personal, cred că și datorită lucrurilor pe care am reușit să le învăț în cadrul Interact, dar și datorită tuturor altor activități pe care le-am desfășurat, simt nevoia de a aduce o schimbare în general în societate sau în orice grup în care reușesc să mă implic. Și de aceea, un viitor ideal pentru mine ar fi un viitor în care să am o meserie în care simt că reușesc să contribui concret la schimbarea societății. Pentru că, la sfârșitul zilei, lucrul cel mai important care cred că trebuie să înțeleagă oamenii care trăiesc în secolul 21 este că nu trebuie doar să se plângă că lucrurile merg prost, ci trebuie și să ia atitudine și să schimbe ceva dacă ei vor ca lucrurile să meargă mai bine. Cum se armonizează această activitate de la Rotaract cu ce vă doriți acum? Știu, de la Interact. Scuze, probabil că în parteneriat cu Rotaract, da, dacă nu mă înșel. Și cu Rotary. Și cu Rotary Arad Cetate. Cum reușiți voi să armonizați munca între aceste grupuri și cu partenerii voștri pe care vi-ați propus? Noi, în cadrul familiei Rotary, ne înțelegem foarte bine. Avem relații apropiate, mai ales că cei din Rotaract Cetate sau chinuit să ne formeze pe noi ca și grup și le suntem foarte recunoscători pentru asta și colaborăm extrem de bine cu ei, la fel și cu clubul sponsor Rotary Cetate. Și am fost plăcut surprinsă când am mers să prezint proiectul colaboratorilor. Chiar nu mă așteptam să fie atât de multă lume deschisă la propunerea mea și până acum am avut un singur refuz din partea unui notar care nu a vrut, dar în rest chiar toată lumea a fost foarte deschisă la propunerea mea și toți au sărit să ne ajute și le mulțumesc mult pentru asta pe această cale. Cum a fost, eu știu, feedback-ul de la copii sau de la colegi cărora le-ați povestit despre acest proiect și nu numai? Care este implicarea tinerilor? Cum sunt ei? Receptivi sau mai eu știu, pasivi la propunerile voastre? Da, ideea e că în momentul în care ne gândeam la acest proiect și la cum o să-l punem în practică, în mintea noastră suna foarte bine și ne imaginam că o să fie oameni foarte entuziasmați și foarte receptivi, având în vedere necesitățile sistemului despre care deja am vorbit, dar nu cred că niciunul dintre noi nu ne imaginam de fapt anvergura la care o să ajungă de fapt și cât de bine o să fie de fapt primit de oameni. Adică după ce am prezentat proiectul doar la nivel de concept, elevilor erau foarte entuziasmați și au venit și ne-au întrebat periodic ce se mai întâmplă cu proiectul, cum avansăm, când o să poată să se aplice și tot felul de date de genul ăsta. Adică este unul dintre motivele pentru care, de fapt, noi continuăm să ne implicăm. Faptul că vedem că avem un feedback pozitiv din partea oamenilor legat de acțiunile pe care le facem. Și asta s-a întâmplat în principal la acest proiect. A fost un entuziasm uriaș în jurul său, atât din partea elevilor care s-au implicat, atât din partea școlilor pe care cărora vrem să le mulțumim pe această cale, cât și din partea altor surse, cum ar fi părinții, spre exemplu, care își manifestau și ei în mod public susținerea față de inițiative de genul ăsta. Câți elevi sunt angrenați în acest proiect și de unde provin ei, din care școli ați reușit să-i recrutați? Da, avem 70 de participanți, însă aceștia sunt doar cei care au fost selectați să treacă mai departe. Au fost în jur de 200 de aplicanți, deci chiar am avut un impact mare cu acest proiect și ne bucurăm mult asta. Copiii sunt din cele mai mari școli din Arad, Ghiba Birta, Pedagogic și Vasile Goldiș. Și ei au fost foarte receptivi și ne bucurăm mult. Din trei școli să adunăm 200 de copii care vor să vină să participe, e un lucru mare. Cum s-a întâmplat această recrutare? Ați mers din clasă în clasă? S-au organizat acțiuni comune?
În principal, ne-am bazat pe două lucruri. Am încercat, în primul rând, să transmitem lucrurile prin viu grai și pur și simplu să, prin membrii Interact, care îi avem în fiecare școală, aceștia să vorbească cu prietenilor care mai departe să spună la alți oameni despre proiect. Și cred că este un cadru foarte neoficial de transmiterea informațiilor, care cred că a funcționat foarte bine. Și pe lângă asta am apelat și la metodele clasice, cum ar fi circulare sau a vorbi direct cu diriginții de la anumite clase, care să le prezinte proiectul și să încercăm să integrăm oarecum proiectul acesta în programul fiecare școală pentru săptămâna altfel. Unde ați întâmpinat dificultăți? Dacă a fost așa ceva, întotdeauna există latură negativă sau lucruri care sunt mai greu de făcut din acest punct de vedere al organizării. Că până la urmă 200 de candidați, din care 700 de participanți, este o muncă mare. Are un parcurs. Ce fel de dificultăți ați întâmpinat pe acest parcurs? A fost greu la un moment dat să găsim colaboratorii, dar nu pentru că ne-au refuzat, ci pentru că nu știam efectiv foarte, foarte mulți la anumite domenii. Cu copiii ne așteptam să avem o problemă, pentru că nu am dat foarte multe detalii în momentul când am pus formularul de aplicare pe internet și ne așteptam să avem mai multe întrebări din partea asta, dar s-a aruncat așa și ne bucurăm că au avut încredere în noi. În rest, probleme nu am prea întâmpinat probleme. Una din școli nu a vrut să participe, dar asta a fost alegerea lor. Cum se califică, de exemplu, tinerii să devină rotaractieni sau interactieni dacă își doresc acest lucru? Ce trebuie ei să facă? Pentru că probabil voi serviți ca și un exemplu. Și dacă ei vor să devină ca și voi, care sunt pașii? Eu și Alexandra am fost membri fondatori la clubul din care facem acum parte și de asta nu am trecut printr-un proces clasic de recrutare, adică pur și simplu am ajuns aici și am rămas aici datorită dorinței de implicare. În momentul actual, după ce ne-am certat în luna noiembrie acestui an... Cine cu cine s-a certat? Ne-am certat. Adică certarea reprezintă practic legalizarea oficială a clubului, înregistrarea sa la Rotary International și practic am devenit un club recunoscut la nivel mondial. În momentul de față, dacă cineva dorește să intre în Interact, trebuie să ia contact cu unul dintre noi, să ne ceară mai multe detalii și la un moment dat o să primească o invitație la una dintre ședințele noastre deschise, după care o să intre, dacă este compatibil cu valorile pe care le promovăm noi și noi suntem compatibili cu el sau ea, o să vină la noi la ședință, o să stabilim o perioadă de probă care în general este între 3 și 6 luni, după care o să vedem cum reușește el să se implice concret în proiectele pe care le desfășurăm. Și atunci o să se voteze în bordul Interact Cetatea Arad dacă o să fie primit ca membru oficial sau nu. 70 de participanți vor fi distribuiți între partenerii cu care lucrați în acest proiect. Da. Nu avem voie să spunem nume de firmă, dar totuși să specificăm câteva domenii în care ei vor merge și vor face practică. Ca de exemplu. La domeniul juridic, au început procedurile și de acum o lună copiii au început să lucreze la procesul pe care îl vor simula. Vom avea și domeniul medical. Considerăm că foarte mulți copii vor să aplice mai departe la medicină. Jurnalism, poliție, stomatologie, medicină veterinară, contabilitate, notarial. Televiziune? Da, televiziune. Da, aici trebuie să recunosc că avem și noi o mică părticică din acest tort, o mică felie, pentru că încercăm să ne implicăm în ceea ce înseamnă comunitatea locală. Dar voi mai faceți un lucru important aici. Acești copii vor rămâne cu impresii și mai apoi aceste impresii vor fi centralizate. Vă propuneți, eu știu, o colaborare cu instituțiile de învățământ cărora le veți transmite aceste impresii și sugestii spre ai educa pe acești copii în direcția respectivă? Bineînțeles, asta am spus de la început. Fiecare diriginte, fiecare școală va primi un feedback de la noi despre participanți, pe copiii care au venit din partea lor. Vrem să îi ajutăm pe acești copii să-și găsească adevărata menire în viață și sperăm să reușim asta. Da, vrem să colaborăm și cu școlile în continuare pe acest domeniu și de ce nu și cu colaboratorii. Cum vă pregătiți voi pentru anul 2015? Tu ce îți propui în afară de acest proiect? Acum mă folosesc de faptul că suntem aici și putem discuta deschis despre Interact. Ce urmează după? Eu știu, următoarea jumătate de an. O perspectivă așa de viitor.
În timp ce veneam la pace de la această emisiune, am intrat pe grupul districtual Intera, care a ajuns la un număr de un milion de membri. Chiar este un număr impresionant și citeam cum vechii interactieni scriau acolo amintirile lor și cum a ajutat Interact să se dezvolte și eram puțin nostalgic cu privire la Interact și la implicarea pe care am avut-o până acum. Și un lucru principal care mi-l propun să-l fac în următoarea jumătate de an este să încerc din acest mandat care până se termine să ne implicăm cât mai mult, să reușim să facem cât mai multe proiecte care de fapt să producă o schimbare. Și cred că ăsta este principalul meu obiectiv în următoarea perioadă. Să reușesc să aduc Interactul în societate pe poziția pe care ar trebui să fie de fapt. Care vor fi palierele de lucru? Pentru că aici avem educație, social, nu știu. Voi pe ce vă concentrați acum, fiind tineri și având deja un cuvânt de spus? Noi ne concentrăm pe orice problemă pe care o depistăm în societate. Noi de fiecare dată când terminăm un proiect și ne gândim la următorul, stăm și ne gândim care e cea mai mare problemă pe care o avem în momentul actual și încercăm să găsim o rezolvare. Astfel, găsind o rezolvare, dăm și un exemplu că se poate face dacă se vrea. Și că ar trebui să încercăm cel puțin. Noi vedem de foarte multe ori, eu știu, acțiuni de igienizare, de toaletare, de astea care le fac voluntari tipice. Dar care ar fi mai precis lucrurile pe care le puteți face în afară de astea? Precis, eu cred că ar trebui să lucrăm la educație. Pentru că totul începe de la educație și automat dacă noi reușim să șlefuim acest domeniu, reușim să rezolvăm și alte probleme care apar în consecință. De asta și proiectul Meet the Future și de asta vrem și să ne concentrăm pe partea culturală, pe partea educațională, ca să reușim să rezolvăm automat mai multe probleme. Apropo de educație, iarăși mă folosesc de faptul că voi sunteți tineri și sunteți încă în sistemul educațional, e bine să spunem lucrurilor pe nume. Facem un exercițiu de imaginație și spunem trei lucruri slabe în sistemul educațional. Ce-ți vine ție, absolut, spontan? La nivel de elev sau la nivel de profesor la nivel de sistem? La nivel de elev și poate sistem, dar nici de cum de profesor, că nu avem profesori aici și nu vrem să facem speculații. Da. Sincer, cred că este o reacție în lanț care pornește de undeva de sus. În momentul în care avem un stat care nu pune prea mult accent pe sistemul educațional și putem să vedem asta însuși din, spre exemplu, proporția infimă din PIB care este acordată sistemului educațional, care este incomparabilă cu PIB-ul, spre exemplu, care se acordă în țările dezvoltate pentru educație, pentru că acolo oamenii au înțeles că, de fapt, educația este motorul de dezvoltare al societății și că pe asta trebuie să pună baza. Cred că de acolo ajungem, de fapt, să avem un sistem care nu îndeplinește neapărat nevoile pe care ar trebui să le îndeplinească. Ajungem să avem, spre exemplu, dotări prea slabe, ajungem să avem școli care nu beneficiază de toate lucrurile de care trebuie să beneficieze și mai apoi ajungem să avem niște elevi care sunt dezinteresați și datorită faptului că văd că societatea nu le acordă importanță și nu acordă importanță educației ca atare. Deci cam astea ar fi câteva din punctele foarte slabe ale sistemului educațional. Alexandra, te-ai gândit vreodată ca după terminarea studiilor să pleci din oraș, mai apoi din țară? Este o opțiune acum? Este o opțiune să plec din oraș, pentru că simt că dacă nu plec de aici, nici nu pot să-mi aduc un aport foarte mare la schimbarea pe care vreau să o fac în societate. Din țară aș vrea să plec temporar și să mă întorc, bineînțeles, pentru că România încă mai are foarte multe probleme și foarte multe de rezolvat și dacă tot sunt dispusă să mă implic în dezvoltare, aș vrea să o fac în țară. Dar care ar fi lucrul care te aduce înapoi? Cunoscând faptul că după ce îți termini studiile, șansele de a te angaja ori sunt foarte mici, ori să ajungi la un nivel salarial mai ridicat, iarăși sunt infime. Deci ce crezi că te va motiva să vii înapoi după o experiență în străinătate? Mă vor motiva lipsurile care le văd aici. Și nu cred că voi fi în stare să stau undeva în altă țară și să știu că România, să-i ajut pe ei și să știu că în România suferă de atâtea de
multe lipsuri și să nu vin să fac ceva aici. Pentru că nu putem să spunem că în România nu te poți realiza. Eu sunt complet împotriva acestui lucru. Dacă vrei, că costă că te poți realiza oriunde, dacă ești bun în ceea ce faci și dacă ești dispus să acorzi o parte din timpul tău muncii. Silviu Șoit, la tine cum stă treaba cu plecatul din oraș și eventual din țară? Eu am luat în considerare atât plecatul din oraș cât și plecatul din țară, dar la fel doar pe o perioadă temporară, cel mai probabil. Ideea e că personal consider că banii nu reprezintă totul în viață și chiar dacă ar reprezenta, consider că și în România, în momentul în care faci o meserie care îți place și în momentul în care ești bun la ceea ce faci, ajungi de fapt să ai și stabilitatea financiară pe care și-o dorește toată lumea în secolul 21. Dar pe lângă asta, cred că principalul lucru care motivează în general oamenii să se întoarcă după ce pleacă afară este faptul că văd în România un potențial imens de dezvoltare, care în momentul de față nu este exploatat, din diverse motive. Și tocmai asta doresc oamenii ăștia. Vor să ducă țara în punctul în care ar putea să fie, de fapt. Pentru că România, din toate punctele de vedere, atât la nivel de elevi și de inteligență, atât la nivel de resurse, la nivel de istorie, potențial, România este o țară care poate să crească foarte, foarte mult, dar are nevoie de oameni care să poată să o crească și are nevoie de un context în care să încurajăm oamenii ăștia să rămână în țară. Deci, practic, aici câțiva dintre noi trebuie să ne sacrificăm, să ne sacrificăm, iată, iarăși cuvinte din astea pe care le foloseam înainte de 89, nu eu, ci cei care sunt mai în vârstă, să facem ceva ca acel context să existe. Și asta depinde în mare măsură de generația care vine, tinerii. Ce se întâmplă acum, iarăși revenim la proiectul nostru ca să punem accent pe ce înseamnă Meet the Future la final de emisiune, în zilele următoare. Iarăși revenim la săptămâna altfel și la felul în care voi v-ați organizat în această săptămână altfel. Câteva repere fixe în ultimele 5 minute de emisiune. Programul începe luni. La fiecare domeniu programul este diferit în funcție de cum pot și elevii, în funcție de cum pot și specialiștii care ne ajută. Vor avea proiecte finale, fiecare, pentru că vrem să își aducă și copiii aportul la proiect, la program și să rămână cu ceva concret după ce pleacă de la noi. Și la final vom avea un cocktail party pentru a celebra reușita, sperăm, a proiectului. Cum îi sfătuiești tu pe participanții la proiect? Ce să își însușească din această experiență? Ce este important aici și care este scopul vostru pentru ei? Principalul meu sfat pentru participanți ar fi să fie cât mai deschiși la lucrurile pe care o să le afle în săptămâna următoare. Am încercat să găsim persoane care să fie cât mai bine specializate și cât mai pasionate legate de domeniul în care activează ei, tocmai pentru a putea insufla și lor pasiunea legată de meseria pe care o au. Și cred că ăsta este cel mai important lucru, să fie doritori să afle lucruri noi și să pornească de la bun început cu ideea că săptămâna asta ar putea să fie decisivă pentru viitoarea lor carieră, indiferent că ei o să aleagă să adopte cariera la care sau o să lucreze în domeniul în care s-au înscris în acest proiect sau nu. Cred că săptămâna asta este decisivă pentru ei. Ok. La final, acum, ca și telespectatorii să înțeleagă ce am discutat noi aici, este o discuție între un om care are 32 de ani și doi tineri, care vă rog să vă prezentați și să vă spuneți vârsta, pentru că într-un fel vă invidiez. Nu am avut șansele respective și n-am avut deschiderea pe care o aveți voi. Așadar, Alexandra Biriș, câți ani? 17. Mulți înainte. Mulțumesc. Și Silviu Șoit? 17. Tot 17 ani, deci nici măcar nu sunteți majori și deja aveți o perspectivă și o părere foarte clară despre ceea ce vă doriți voi și ceea ce doriți de la comunitatea voastră. Cam asta a fost emisiunea noastră pe seara aceasta. Acesta a fost pulsul zilei în care am aflat perspectiva tinerilor despre sistemul educațional și am aflat și despre un proiect, Meet the Future, care, iată, va începe săptămâna viitoare sub îngrijirea Interact Cetatea Arad. Vă sfătuiesc să rămâneți în continuare alături de TV Arad. Vă mulțumesc și vouă că ați fost aici alături de mine. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Și vă urăm seară plăcută. Numai bine!